Hai să ne conectăm pe Insta, Facebook și Twitter. Europa FM. Pe Facebook în direct acum, pentru că avem rațiunea zilei și Cătălin este în studio. Bine ai venit, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit, ce e nou pe aici? O să-ți povestesc ce e nou, dar văd că ești foarte pe fugă, așa, Cătălin se pregătește să zboare spre Cluj weekendul ăsta, mâine de acolo. Ce interesant ar fi să fie weekendul ăsta, mă duc doar mâine și tot mâine mă întorc. Ah, ok, am crezut că mai rămâi și tu prin orașul ăla. Uite, o să comunic frumos companiei să-mi plătesc tot weekendul la Cluj. Dar, și... da, să le zicem oamenilor că mergem să inaugurăm TIF. Mâine România în direct e de la TIF. Dacă vrei, îți pun întrebarea de acum. Ce întrebare am? Te rog. Da. La ce film românesc te-ai uitat ultima oară? O lumină la etajul 10. O lumină la etajul 10? Da, e un film foarte comunist, dar la ăla m-am uitat ultima oară. Ah, ce chestie, da. Îl știi? Da, nu știu. Nu? Cu o tanti care a fost acuzată pe nedrept, închisă pe vremea lui Gheorghe Dej, și a venit Ceaușescu, s-a rejudecat. Și filmele românești de astăzi cum îți plac? Și a primit un apartament la etajul 10, într-un bloc în construcție. Așa, filmele de astăzi, eu am mai zis că nu prea mă uit la filmele românești, recunosc. Nu mă abțin să spun că sunt bune sau mai puțin bune, doar vă spun că nu prea mă uit la filme românești. Am înțeles. Spre deloc. Deci am o dezbatere mică cu tine. Dacă vrei, altă dată putem intra în detalii. Da, până una alta, succes mâine la Cluj. M-ai întrebat ce e nou. Mă uitam acum și râdeam așa singur pe aici că Shakira vrea să zidească ușa prin care părinții lui Piqué intrau până acum în casa lor. Deci mă gândesc că nu ai șansa niciodată să câștigi o ceartă cu o femeie, mai ales cu Shakira, uite. Da, nu, ei iar sunt împreună sau cum? Nu, mai s-au despărțit, dar ei aveau case alăturate. Casa părinților lui Piqué, da, avea acces printr-o ușă în casa lor. Și, nu mai și acum s-au apucat să o zidească Shakira. Deci, pe bune. Așa. Noi, despre... Câte oameni atâtea probleme. Noi continuăm episodul de ieri. A venit PSD cu propunerile de impozitare ale cetățenilor. Ieri v-am spus că există o propunere pentru impozitarea companiilor mari. Și astăzi vă povestesc cum e cu cetățenii, care sunt propunerile pentru noi. Hai să auzim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. PSD propune în cadrul modificării fiscale așteptate de la 1 ianuarie 2023 un regim fiscal diferențiat, cum se cheamă. Vă și citez cum zice aici partidul. În viziunea PSD este necesară o diferențiere a regimului fiscal aplicat contribuabililor în funcție de veniturile acestora. Prin urmare, noul model fiscal trebuie să introducă impozite mai mari pentru cei cu venituri mari și impozite mai mici pentru cei cu venituri mici. Adică e cotă progresivă, dar spusă în cuvinte lungi. Dacă vreți să știți ce înseamnă asta. Respectiv, fiți atenți un pic aici că devine interesant. Aplicarea unui sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, astfel încât la nivelul salariului minim să se ajungă cu un impozit de 0%. Aici, eu unde citesc eu, nu scrie dacă e net sau brut, dar noi considerăm brut pentru că așa să dau salariile. Cel mai probabil e despre salariul brut. Asta însemnând vreo 2.500, sper să nu greșesc. Da, pe aici. 2.500, deci cine câștigă sub 4.500 de lei brut va fi impozitat din ce în ce mai puțin. Fiți atenți mai departe. Supraimpozitarea în două trepte a pensiilor speciale, respectiv o cotă de impozitare de 40% pentru suma care depășește 9.000 de lei și de 90% pentru cea care depășește 18.000 de lei. Păi, sunt pensii mai serios? Mari. Da, sunt pensii mai mari de 18.000 de lei, puține, dar sunt, e vorba de pensiile magistraților. Grosul acestei măsuri e la peste 9.000 de lei. Și 90% din pensie se impozitează? Nu din pensie, din ce depășește suma. A, din ce depășește, am înțeles. Dacă tu ai nu 18.000 de lei, ai 20.000 de lei, atunci primești diferența aia. Am înțeles, să, da, din diferență să scoate chestiunea asta. Dar atenție, e vorba de pensiile speciale, nu? Așa, pentru că sunt români care și-au câștigat pensia asta. Puțin, dar sunt. Adică nu-i pensie specială, e pensia lor de contribuție. Și supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depășesc salariul președintelui României. Deci, ce bugetar ar avea salariu mai mare ca al președintelui este impozitat cu 40% pe diferență. Oare e vorba doar de salariu sau de și alte sporuri sau, eu știu...
alte avantaje care se pot sume cumula. Sume din venituri. Și... Tot. A, deci tot. Sume din venituri. Okay. Dar asta e o minciună. Asta e o minciună pentru că nu poți să impozitezi doar pe bugetari pe care pe, nu există. E neconstituțional, da? Deci ca să ne lămurim de la bun început, această chestiune este o minciună lansată în spațiu public de PSD. Există aici următorul lucru. Impozitele, taxele și impozitele se aplică unitar asupra populației, indiferent de profesia lor. Nu poate să existe o diferență de profesie. Adică noi doi lucrăm la radio, suntem impozitați într-un fel față de alte lucruri. Da? Și atunci, eu pe asta n-o cred, nu, că nu prea are cum să fie făcută, doar cumva să lase Curtea Constituțională, marea ei gândire, loc să le facă sugestie că se pot supraimpozita cu 40% toate sumele care depășesc un anumit salariu. Asta iarăși nu e constituțional, pentru că dacă un român câștigă 25.000 de lei, adică cu vreo 6.000 de lei mai mult decât câștigă președintele României, ai de ce să-l impozitezi mai mult doar pe criteriu, cum să zic, că se impozitează sume mai mari ca ale președintelui. Ce e asta? Atunci trebuie introdus un sistem de taxare progresivă. E, astea sunt propunerile pe masă și, pe de altă parte, să mai știți că PSD se opune scăderii pragului pentru încadrarea IMM-urilor de la 1 milion la 67.000 de euro venituri. Da? Adică știți, este impozit, micro-întreprinderea în România ține până la 1 milion de euro. Așa. Și am venit să o propunere care probabil venea din partea aia altă, în care s-a zis, băi, coborâm de la milion la o sumă rezonabilă, de exemplu la 67.000 de euro. Știi, aia e micro, nu? Când un om câștigă 5.000 sau o întreprindere câștigă 5.000 de euro pe lună, s-o cotești că e micro, da? Câștigă 1 milion. Dar PSD a zis nu. Cum ți se pară măsurile astea? Mai mult de stânga sau mai mult de dreapta? Când coaliția avem și un partid de stânga și unul de dreapta. Sunt măsuri de stânga. Mi-e teamă însă că în afară de cea cu 4.500 de lei nu se pot aplica. Odată pentru că supraimpozitarea pensiilor ajunge la Curtea Constituțională și vor fi discuții, iar supraimpozitarea bugetarilor același lucru. Deci, cred că asta cu 4.500 de lei va fi aplicată, așa, chit că se va sparge cota unică, și cred că vor fi taxate companiile mari. Sunt foarte multe salarii până la acest prag. Cele mai multe salarii. Care vor câștiga acum prin reducerea de impozit până la 10%. 10%. 10%. 10%, da, rămân cu banii aia în mână. A, cu 10%. Cu 10%, că e impozitul pe venit. Nu? Sunt taxate mai departe pe muncă. Sigur că domnul Ciolacu a zis aici că urmează, oameni buni, o mare întoarcere fiscală, o regândire fiscală a României, că până acum am impozitat munca, de acum încolo trebuie să impozităm capitalul. Adică, după cum vedeți, impozitul pe venit scade, în timp ce impozitul pe veniturile companiilor va crește. Și asta e una dintre schimbări. Aceste măsuri s-au decis? Nu. Sau sunt tot la stadiu de propunere și hai să ne mai uităm, să mai discutăm, Nu, sunt în negociere, sunt puse pe masă și ele trebuie adoptate, că de asta insist zilele astea cu chestia asta, trebuie adoptate până la finalul săptămânii, nu, până la finalul acestei luni. Dar până pe data de 30 iunie, ele trebuie adoptate ca să intre în vigoare ca la 1 iulie să fie adoptate cu 6 luni înainte de 1 ianuarie, ca să așa e legea. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Te ascultăm și mâine în direct de la Cluj la România în direct. De ieri și de azi. It's like having the world's music on shuffle. La Europa FM.